Zaharia Stancu, unul dintre cei mai controversați scriitori români. Zaharia Stancu a fost un autor iubit și contestat deopotrivă. Intră în categoria contestaților pentru că a scris desculț. Zaharia Stancu a fost un mare scriitor în jurul căruia s-a creat o adevărată legendă. Pentru cei mai mulți dintre oamenii de litere din România, este o emblemă a celui care le-a făcut bine scriitorilor. Pentru că Uniunea Scriitorilor, în perioada lui Zaharia Stancu, era o instituție nu doar culturală, ci și de binefacere. Foarte mulți oameni îi datorează lui Zaharia Stancu supraviețuirea în mediile mai mult sau mai puțin boeme. El s-a afirmat în perioada interbelică și ca un jurnalist de forță și ca un poet important. George Călinescu îl consemnează în istoria sa, deși era un poet tânăr pe atunci. Zaharia Stancu nu a fost un figurant, nu a îndeplinit o sarcină, cum se spunea după 23 august. Dimpotrivă, a fost un luptător fără cruțare, care se angaja cu toată ființa lui pentru promovarea adevăratei literaturi, a culturii românești și străine, căutând să oculteze îndrumările oficiale și, nu numai odată, să-i facă pe cei ce conduceau sau dictau să bată în retragere. Este omul care de două ori l-a silit pe Nicolae Ceaușescu să-i dea dreptate în mod public și să-l facă să părăsească planurile pentru care convocase ședințele respective. Dar în numeroase alte ocazii, hotărârile luate de sus au fost infirmate și contramandate în urma intervenției prompte, tenace și fără nicio concesie a lui Zaharia Stancu. Poet, prozator și ziarist, Zaharia Stancu s-a născut la 5 octombrie 1902 în comuna Salcia, județul Teleorman, și a decedat la București pe 5 decembrie 1974. Părinții lui Tudor Stancu Mitroi și Maria, născută Delcea Bratu, au fost simpli țărani. După absolvirea claselor primare în 1915, în satul natal, a fost ucenic la o tăbăcărie, Argat, vânzător de ziare. În 1917, efectuează o serie de peregrinări prin Balcani, povestite în romanul Jocul cu moartea. A fost ajutor de arhivar la judecătoria din turnul Măgurele, în perioada 1918-1920, elev în particular la liceul din Roșierii de Vede, până în 1922, funcționar în capitală, unde se și stabilește. Bacalaureatul îl ia la Pitești în 1928, iar în 1933 se licențiază în litere și filozofie la București. Debutul publicistic îl face în ziarul Victoria din turnul Măgurele la 22 mai 1921. În poezie debutează pe 15 iunie 1921 în Foaia Tinerimii. În proză debutează în ziarul Științelor și al Călătoriilor
în același an, în august, sub pseudonimul Ștefan T. Mitroi. Colaborările sale în publicațiile Vremii au fost numeroase, și înainte și după al doilea război mondial. Publicistica lui Zaharia Stancu se remarcă prin pasiunea cu care atacă fenomenul politic, social și moral. O parte a fost adunată în volumele Secolul omului de jos, apărute în 1946, și Însemnările și amintirile unui ziarist, Starea e dulce și Cefe de taur, apărute în 1955. Colaborează asidu la Săgetătorul, Universul Literar, Gândirea, pe frontispiciul căreia va figura o vreme ca director, la Adevărul Literar și Artistic, sub pseudonimul Z. Tudor, la Duminica Universului, Viața Literară, Țara Noastră, România Literară, frecventează cenaclurile conduse de Mihail Dragomirescu și E. Lovinescu. Între 1925 și 1926 își face stagiul militar. Debutează editorial cu volumul Poeme Simple în 1927, premiat de SSR. El însuși, un împătimit al publicisticii, scoate revista lunară de critică și artă Azi, care a apărut între 1932 și 1940, Ziarul Credința în 1934 și, împreună cu C. Clonaru, Lumea Românească între 1937 și 1939. În 1940, conduce revista Română. Volumul de poezii Tălmăcirile din Esenin și Antologia Poeților Tineri fac din Zaharia Stancu un scriitor de primă linie, angajat total în mișcarea literară a vremii. Pamfletarul virulent nu se dezminte în romanele Taifunul, 1937, și Oamenii cu Joben, 1941, scrieri fără importanță artistică. Publică o serie de volume de poezii. Albe, 1937, Clopotul de aur, 1939, Pomul roșu, 1940, Iarba fiarelor, 1941, Anii de fum, 1944. Pentru atitudinea antifascistă, este internat în lagărul de la Târgu Jiu, inspirându-i volumul Zile de lagăr, apărut în 1945. Are un succes neașteptat cu romanul De sculț, 1948, publicat mai întâi sub formă de foileton în Contemporanul. În numai două decenii, ciclul epic proliferează într-un număr impresionant de volume, unele ratate, de la Dulăii, 1952, la Ce mult te-am iubit, 1968. Obține în anul 1952 premiul de stat pentru roman. În toți acești ani, publicistica devine sporadică și festivă. Mai colaborează la Cuvântul Literar și Artistic, Gazeta Literară, Luceafărul, Neuve Literature, Presa Noastră, Revue Rumen, Steaua, Utunc, Viața Românească, Cuvântul, România Nouă, Tempo, Ultima oră și altele. Opera scriitorului, în special a prozatorului Zaharia Stancu, a fost tradusă în toate limbile importante ale globului, iar după unele cărți ale sale s-au realizat și filme. A fost director al Teatrului Național, director de reviste literare, ales președinte al SSR în 1947, și în 1966 al Uniunii Scriitorilor. Academician din 1955, cunoaște în scurt timp toate onorurile politice la care putea aspira un scriitor român înrolat în acea vreme. Revenirea la poezie în ultimii ani de viață
Cântec șoptit, 1970, Poeme cu lună, 1973, precizează scrisul ciclic al unei opere întinse și inegale, dar unitare, alimentată de biografia spectaculoasă a autorului și mai ales de o inepuizabilă energie de a scrie. A fost laureat al premiului Herder în 1971. Zaharia Stancu rămâne și după moarte un scriitor controversat. Poate că nici nu mai este citit. O bună parte din scrierile sale s-au perimat, iar altele n-au inspirat încredere nici în timpul vieții. Talentul și îndeosebi ușurința de a scrie i-au întins capcane pe care n-a știut întotdeauna să le evite. S-a lăsat furat de primul impuls, de spontaneitate. A fost publicist născut și demonul ziaristicii nu l-a părăsit niciodată. La ziarele pe care le-a întemeiat sau le-a condus, singur sau cu alții, Zaharia Stancu a fost perioade lungi de timp un panfletar nemilos, dur, implacabil. Din păcate, după 23 august 1944, publicistica sa a reprezentat negativul celei de până atunci, cele mai multe din articolele sale fiind de un convenționalism stringent, vehiculând locurile comune ale timpului. Autorul s-a impus în anii de după război cu Desculți, roman cu care a inaugurat un ciclu în care evocă mediul provincial, situații din anii premergătorii răscoalei din 1907, din timpul și imediat după primul război mondial. Dulăii, rădăcinile sunt amare, clopote și struguri, printre stele și carul cu foc, jocul cu moartea, pădurea nebună și ciclul vântul și ploaia, vulpea, frigul roza. Dacă romanele, începând cu Desculți, i-au adus lui Zaharia Stancu un solid prestigiu de prozator, întâia și ultima vocație a scriitorului rămâne poezia, încât pare îndreptățită mărturisirea târzie a autorului. De la intrarea mea în literatură și până astăzi, totdeauna am încercat să exprim în versuri ceea ce nu izbuteam să exprim în proză. Poetul a publicat mult, peste 10 volume, dar caracteristica principală a liricii sale este simplitatea și concizia formală. Începând cu romanul Desculți și încheind cu splendida melopee tragică Ce mult te-am iubit, dar fără să uităm Constantina sau Jocul cu moartea, proza lui Zaharia Stancu a născut de la apariție încă o serie de controverse. I s-a imputat inventarea, din motive conjuncturale, a unor scene, în special a celei legate de punerea botnițelor țăranilor care culegeau struguri pe moșia proprietarului, descrisă în romanul Desculți, cea mai cunoscută opera scriitorului Zaharia Stancu. Publicat în 1948, Desculți a fost un adevărat bestseller al acelor timpuri, care devenise studiu obligatoriu în programa școlară. Ideea scrierii romanului se datorează unui accident gazetăresc. Negăsind repede un subiect pentru articolul său săptămânal din Contemporanul, scriitorul s-a hotărât să povestească în câteva pagini, ca să salveze situația, o întâmplare din copilărie. Înzestrat cu sensibilitate și spirit de observație, Zaharia Stancu s-a avântat în perioada dinaintea războiului în vârtejul publicisticii. Contestatarii scriitorului sunt de părere că, fără o pregătire intelectuală făcută la timp, Zaharia Stancu nu reușește decât subordonarea întregii cărți scopurilor propagandei bolșevice. Cu o insistență agasantă de secretar de propagandă, scriitorul se străduiește să demonstreze că țăranii trăiau într-o sărăcie cruntă din cauza acritorilor din sat, adică a funcționarilor publici și a bogătașilor, și că nu există nicio șansă să dea înainte în condițiile capitalismului. Rămâne celebru episodul din roman cu boierul care, în timpul culesului viei,
le pune botnițe cu legătorilor ca să nu poată mânca niciun bob de strugure. Asemenea fapte nu au fost demonstrate că s-ar fi întâmplat în România, însă imaginea a rămas în amintirea multor generații educate în regimul comunist. Succesul romanului de sculț, succes susținut în scop propagandistic de aparatul comunist, a fost imens. Zaharia Stancu, o personalitate controversată pentru contemporani, a fost contestat și de comuniști. Împotriva autorului romanului de sculț s-au pronunțat pe rând Ion Gheorghe Maurer, Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnăraș. Cu toții l-au acuzat că fusese agent de siguranță. Avocat în perioada interbelică, Maurer a recunoscut că, ilegalist fiind, colaborase cu folos cu Zaharia Stancu, iar scriitorul nu îl dăduse, adică, în jargonul foștilor ilegaliști, nu îl trădase siguranței. În urma acuzațiilor de colaborare cu siguranța statului, în trecutul burghezo-moșieresc, Zaharia Stancu a fost scos din Partidul Muncitoresc Român, în care intrase încă de la înființare. Până în 1955, s-a aflat într-o situație destul de delicată, oricând viitorul apropiat putând să-i rezerve un loc nefericit în înfricoșătoarele temnițe comuniste. Va scăpa însă, neputându-se instrumenta dovezi consistente care să îl incrimineze în mod fatal, contând desigur și trecutul său în slujba regimului, a democrației populare. Astfel că situația sa se îndreaptă vizibil în 1955 și este primit ca membru titular în Academia Republicii Populare Române și, în consecință, primește un premiu literar important. Însă în partid nu este primit și scriitorul va depune eforturi titanice pentru a fi reprimit. Acest lucru se va întâmpla în 1962, atunci când biroul politic al Partidului Muncitoresc ia în discuție posibilitățile de primire sau reprimire în partid a unor intelectuali de seamă. Acuzat de unii drept un oportunist, Zaharia Stancu are cert un merit deosebit. Din poziția de președinte al Uniunii Scriitorilor, a încurajat apariția și evoluția unor scriitori și poeți importanți, precum Nichita Stănescu, preocupându-se intens de descoperirea și afirmarea unor talente literare.